Nu ești un om complet fără să crești un copil. În toate statele civilizate, cei care doresc să ajung președinți provin din familii complete. Sunt căsătoriți, au copii, au nepoți, au trecut prin toate etapele vieții. Deci ăsta ar fi un defect pentru un viitor președinte. Categoric. Iar atacul sub centură a continuat. Gabriela Firea a precizat că Iohannis putea să înfieze unul, doi copii. Nu toată lumea poate să aibă în mod natural copii, pentru că pot să apară probleme de sănătate. Dar poți să înfiezi un copil dacă vrei să ai o familie completă din toate punctele de vedere. Și mai ales că din perspectiva financiară nu cred că se punea problema ca familia Iohannis să nu poată să îngrijească unul, doi copii. Liberalii au reacționat imediat. Au catalogat afirmațiile socialdemocratei ca fiind discriminatorii și cer scuze publice. Ceea ce a spus doamna Firea este o gravă discriminare și fac un apel la demnitatea ei să iasă, să-și ceară public în primul rând față de aceste cupluri. Sunt 25% din cuplurile din România se confruntă cu această problemă a infertilității față de aceste cupluri și indirect, apoi, sigur, și în fața cetățenilor care au fost nevoiți să asiste la această mizerie de campanie electorală pe care doamna Firea a folosit-o ca pe un atac la adresa candidatului acelui, domnul Klaus Iohannis.